Lumea showbizului revine la normal. Semnalul vine din America, acolo unde a avut loc primul concert cu sala plină, ca în vremurile bune de dinaintea pandemiei. După 15 luni de restricții și la Paris a avut loc un uriaș festival muzical stradal. Peste 20.000 de oameni au stat umăr la umăr într-o sală arhiplină pentru a asculta pe rockerii de la Foo Fighters. Timp de mai multe ore, nimeni nu a mai știut de pandemie. Singura condiție impusă de organizatori a fost ca cei care cumpără un bilet să fie vaccinați cu cel puțin 14 zile înainte de eveniment. It's amazing. Unbelievably amazing to go to a concert for the first time. In over a year and a half, like almost 2 years. A long time coming. Cannot wait to feel the energy. It's one thing to watch music on TV and video, but to feel the bass, to feel the drums, I cannot wait. Evenimentul a fost marcat și de incidente. Câțiva fani nevaccinați au acuzat organizatorii de abuz și discriminare. They're getting rich and your body's disintegrating. Și parizienii au avut parte de un spectacol grandios. Pe străzile capitalei franceze s-a desfășurat Fête de la Musique. Mii de oameni s-au bucurat de muzică non-stop timp de 24 de ore. Paris revit après le Covid, hein. On s'amuse tous, on met de la musique, on se danse, hein. Et du coup, c'est très sympa, je me suis retrouvée là par hasard et c'est hyper sympa que des gens ramènent la musique et que tout le monde soit là. Viața culturală din Franța este însă încă departe de o revenire la normalitate. Sălile de concerte pot fi ocupate doar pe jumătate, iar cluburile de noapte, precum faimosul Moulin Rouge, sunt în continuare închise.